ANAF este ca o sperietoare pentru mediul economic, însă premierul Dacian Cioloș speră ca aceasta să nu mai fie privită ca o instituție de forță, ci, din contră, să devină un partener. Cioloș nu a negat faptul că uneori asupra ANAF sunt exercitate presiuni pentru colectarea banilor la buget. ANAF își are rolul care sper eu să nu mai devină o sperietoare a mediului economic, ci un partener. E drept că pe ANAF există câteodată presiuni pentru a colecta la bani la buget, însă cred că aceste presiuni n-ar trebui să fie cele care să ducă la o performanță a colectării la buget, ci această performanță ar trebui să vină în primul rând din reducerea evaziunii fiscale și dintr-o contribuție voluntară, să spun, în acest proces de colectare. În cadrul conferinței, premierul a subliniat importanța transformării instituției într-un aliat, deoarece ANAF este o instituție cheie, nu doar pentru buget, cât pentru mediul de afaceri. Cu alte cuvinte, ANAF ar trebui să fie o instituție care să facă puntea de legătură între mediul privat și guvern, a mai declarat Cioloș.